Imediat după finalizarea tezelor care au fost susținute până la data de 20 decembrie, elevii au intrat în vacanța de iarnă pentru a sărbători nașterea Domnului și trecerea în noul an, uitând pentru câteva zile de grija învățăturii. Cursurile au fost reluate pe 6 ianuarie, însă pe 31 ianuarie cei mici vor intra din nou în vacanță pentru a marca încheierea primului semestru. Vacanța intersemestrială va ține până pe 9 februarie, iar cel de-al doilea semestru se va desfășura astfel. De luni, 10 februarie 2014, până vineri, 11 aprilie 2014, elevii vor participa la cursuri. Apoi urmează vacanța de primăvară, de sâmbătă 12 aprilie până marți 22 aprilie. Vor relua cursurile pe data de 23 aprilie și vor fi susținute până pe 20 iunie, iar vacanța de vară va fi de sâmbătă 21 iunie până duminică 14 septembrie. Deși temperaturile din termometre vestesc venirea primăverii mult mai devreme decât ar trebui, reînceperea școlii a golit parcurile, patinoarul amenajat în municipiul Târgoviște și toate locurile de agrement. Odată cu reluarea cursurilor școlare, locurile de agrement care erau neîncăpătoare au devenit pustii. Dacă zilele trecute, când elevii erau încă în vacanță, patinoarul amenajat în municipiul Târgoviște era extrem de aglomerat, acum se pare că acesta este în totalitate gol.